Eu nu am... Mașină, n-auzi? Jos de mașină! N-auzi? Domn șef, e mort, cred, nu? Sau... Auziți, dar voi sunt cumva politicieni? Sau... Hei, salut, eu sunt Tamasco și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm din nou GTA 5M, aici un roleplay. Și astăzi, cum vedeți, mi-am cumpărat o mașină nouă, un Mercedes AMG GLS S3, mă rog. E o mașină nouă și vreau să vă spun că îmi place la nebunie. Ia uitați acolo, iau și pe prietenii mei care deja cu drifturile, chestii, trebuie să mă duc la ei pentru că suntem puțin cu mafia pe aici pe undeva, pac pac, trebuie să facem niște lucruri ilegale, ia. Alo, mă auziți, băieți? Cum stați cu lucrurile ilegale pe aici prin oraș? Eu? Cum stați cu lucrurile ilegale pe aici prin oraș? Nu prea bine, păi... Vă ajut cu ceva? Oh, nu, nu, nu ai nevoie. O să-i spun. Păi, ce așteptați aici, gen? Nimic. Nimic, ok, am înțeles, deci poți... Mașina. A, testați mașina, ok. Vă place mașina mea cum arată, sau... Da. Vrei să facem o liniuță? Hai. Hai. Facem o liniuță, sunt curios. Cum îi dăm startul? Hai, spune tu, nu? Sau spune eu start? 3, 2, 1... Stai! 3, 2, 1, start! Ce să mai, că mașina mea e mai puternică decât a lui. Nu, n-are nicio șansă. Deci, pam. Mama, aici se întâmplă din nou ceva ilegal, se întâmplă. Scurio să văd ce e pe aici. Mama, din nou, au un jaf, cred. Hai, merg după ei, scurio să văd ce fac. Merg după ei, mă prefac că sunt polițist civil. Let's go, guys, let's go. Deci trebuie să mergem mai repede. Hai repede că vă ajut și eu. Nu am sirene, problema e că nu am sirene. Se duc din nou la șaf, cred. Ia uitați mai ce ram. Ce repede merg ăștia, mă. Oh. Se duc la jaf, cred. Se duc la jaf, cred. Uuuu, mamă, ce-i pe aici? My God, mamă, ce se întâmplă pe aici? Se întâmplă jaf, cred. Nu știu ce să fac. Ăla a dat peste SRI. Cine a dat peste SRI? Poți să scoți și eu niște bani de la bancă sau banca e închisă? Am și eu o întrebare, domnul șef. Ce zici? Banca e închisă sau poți să scoți și eu niște bani? Da, poți să-i liberezi zona dacă vrei. Dacă păi vreau să scoți și eu niște bani, păi... Ce să faci? Du-te la altă bancă. Să scoți și eu niște bani. Du-te la altă bancă, e jaf, am înțeles, nu știam, scuzați, bă. Încercați să blocați strada. Am aici un jaf mare, nu știu ce să fac, o să încerc. Alo, mă auzi? Mamă, ce s-a întâmplat aici, mă, că nu știu ce s-a întâmplat. Tu ai idee ce s-a întâmplat aici? Alo, șeful, mă auzi? Avem mașină la fel. Alo, mă auzi? Eu? Da, mă auzi? Ce s-a întâmplat aici, știi sau nu știi? Se numește Jaf. Ah, Jaf, am crezut. Mă, ăsta-i polițist. Mă, am vrut să-i spun dacă putem face un Jaf.
A, tu ești polițist, nu știam, domnule, nu știam, mă scuzi, mă scuzi, pa, pa. Nu, frate. Mamă, ăla era polițist, nu știam, am vrut să-l întreb. Mama, astăzi trebuie să facem ceva, oricum o să frăm mașina, o să frăm mașina 100.000. O să frăm o mașină de poliție, dar numai că acolo sunt mulți, stau afară. Acolo stau mulți afară, nu știu ce o să fac. E bine dacă aș mai vedea pe cineva, o să mă duc, o să mă duc mai în față să văd dacă pot să fur mașina de poliție. Ah. Dar pe nu... Mamă, nu știu pe unde să intru să o fură. Pot să intru pe aici? Ok, perfect. Nu spune că nu mai merge mașina. Ah, nu mai am benzină sau? Sau, he? Ce se întâmplă? Bro, nu spune că s-a stricat mașina. Deci am intrat în aceste cutii și pur și simplu nu mai merge mașina. What? Man, nu mai merge mașina pur și simplu. Nu pot să cred. Hai că da. Da, rip. Rip. Așa că acum trebuie să mergem pe jos. Ah, fuck. Am căzut, trebuie să merg pe jos pe aici. Stai să mă duc prin față. Și trebuie să oricum 100.000 o mașină pe acolo de la poliție care nu-i încuiată, 100.000. Sper să nu mă vadă. Arme nu avem oricum. O să ne ducem fără să ne vadă, o să ne ducem să furăm o mașină. Mamă, sper să ne iasă. Ha, acolo e un polițist, îl văd. Ai, cam periculos, e cam periculos să mergem. Cam periculos. Nu știu dacă vedeți, acolo stă un polițist, stă exact unii mașina. Au și arme lângă. Problema e că au și arme. Stai că mă duc. Nu, eu risc. Nu mai știu să vă. Risc. Iartă-mi pe mine, până lângă perete, te rog. Vor cale liberă. M-am urcat în mașină și nu m-au văzut. Nu. Sau? Gata, m-am urcat în mașină și nu m-au văzut. Să mă dau jos. Domnule, nu mai merge mașina asta, nu înțeleg ce... Mama, mașina asta e a mea, domnule, și nu mai merge. S-a stricat și sau nu înțeleg ce se întâmplă. Am înțeles, câți aș mai aveți? Șapteci de saci. Nu pot să cred, am furat mașina, nu pot să cred. Am furat mașina de poliție. Am furat mașina de poliție. Trebuie să ne ascundem. Sper că nu m-a văzut nimeni. Și să le spune că le-am furat o mașină. Mamă, cât de tare, trebuie să am mare grijă. Sirenele trebuie să fie închise. Și acum o să mergem prin oraș să-i oprim pe oameni. Sper să nu ne prindă. E cineva pe acolo? Nu. Perfect, o să mergem, nu știu, în oraș. Hai, urcă-te cu mine. Pșș, nu spune la nimeni, am furat o mașină de poliție. Hai, urc. Dar tu nu ești polițist, nu? Nu. Păi dacă ești polițist, nu e bine. Nu. Bine, atunci hai să facem ceva ilegal, nu? Mergem, eu prim pe așa de pe stradă, nu? Nu. Bine, hai, let's go. Bun, dar tu chiar așa mă scu. Da. Problema e că nu avem haine de poliție, ce, păi ce facem?
Nu știu, nu știu. Oricum știu că e ilegal și e pușcărie pe viață, dar nu contează, hai. Uite, l-o prind pe ăla cu motocicleta. Opriți pe stânga, opriți pe stânga, opriți pe stânga. Alo, opriți pe stânga. Opriți pe stânga. Actele, actele la control, vă rog. Domnul, dar l-am cumpărat. Ce ați cumpărat? Motor. Păi da, actele la control, permisul și așa mai departe. O să vă văd. Acte de poliție. Poftim? Vreau să văd că sunteți poliție cu adevărat. Șeful adule din mașină, te rog. Dar nu l-ați văzut pe ăla în verde, ce fix pe mine mă sufri. Păi ați făcut aici un accident, cum, după cum am văzut, nu? Da. Am o întrebare. Spuneți. Poți să permiți chineză puțin? Nu, nu. Nu, nu, nu știu să vorbesc chineză. Șeful, mă auzi? Da, te aud. Poți să aduci actele de la buletinul din, din mașină? Așa, deci unde, unde am rămas? La, la permis, nu? Permisul, vă rog. Plus... Imediat, imediat. Ok, am înțeles. Auziți? Da, da. Uite, ia-l, ia-l. Mulțumesc, mulțumesc. Opriți pe stânga, opriți pe stânga. Alo. Opriți pe stânga. Controlează-l tu, șeful, controlează-l tu. Nu, asta pe stânga, repede că am comandă la Uber. Controlează-l tu, șeful. Sunt de polițiști civili. Și scuzați-mă, trebuie să fac ceva atât de... Ok, am înțeles. Are permis sau nu are? Domn polițist. Da, da, vă rog. Putem face o poză? Da, cum să nu, cum vedeți, am acolo cameră. Da, da, puteți veni aici, vă rog. Imediat, imediat, pentru că trebuie să mă uit să văd dacă are permis tipul ăsta, dacă da, nu da, 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 îi iau da, mașina. Din ce an e mașina asta, domnule? Să uitați acolo pe telefon, pe timp. Domnule, e 2017. 2017 mai merge sau... Cum să nu, domnule? Număr din Brașov, am înțeles. Șeful are permis sau are, nu? Are, are. Are, am înțeles, ok. În rest, stai că mergem, mergem în urmărire. Mergem în urmărire, da? Stai, stai, stai. Mergem după el, da? Mâinile sus, mâinile sus. Jos de mașină, băi. Jos de mașină. Eu nu... Băi, nu... Nu...
Eu nu mă... Băi, jos din mașină, n-auzi? Jos din mașină! Eu nu... N-auzi? Domn șef, e mort, cred, nu? Sau... Auziți, dar voi sunt cumva politici sau... Auziți, voi doi... Ce știți de asta? Eu nu... Poftim? Mă auziți, voi sunt politici cumva? Da, da, politici civili. Da, ok. Eu... Păi ăștia doi? Eu am venit cu ca... Am venit cu camera la... Stai pe loc! Eu... Voi sunteți polițiști. Eu nu mai pot. Domnul, dar de ce m-ați încătușat? Alo? Pentru că ai furat mașina de poliție. De-aia. Păi nu am furat-o, gen, eu sunt polițist civil. Da, ești. Puteți să-mi dați drumul sau... Nu. Cum nu? Ăsta e mort, nu mai trageți în el, gen. Vezi că arde mașina, dați-vă că explodați. Și mi-ați omorât și prietenul, eu nu înțeleg. Prietenul de muncă. Ești polițist civil, mă, tu. Eu sunt polițist civil, domnule, de ce m-ați încătușat? Păi atunci o să merg la poliție. Da, da.